Hello! Ce faceți? Patru oameni deja se uită la mine? Sper că o să și ziceți chestii. Hello, Andrei! Mă uit ce ciudat mi se pare că se vede camera. Salut, salut! Hello! Așa îmi dau seama ce e neregulă la noastră în continuare. Îl vedeți și pe Adi acolo în fund. Al bei poți să faci cu mâna. Mamă, câtă lume a intrat! Oh my God! A bubuit deodată de salut, salut, bună, ce faci, pisii? Ce nebun sunteți! Salut, stați așa să dau scroll. Salut! Da, baby, în bucătărie, face ceva de mâncare. Ce faci de mâncare, baby? Da, face coaste la cuptor cu legume, ceva nebunie. Mă bucur că faci live și pe YouTube. Doamne, dar eu nu pot să fac față. Intră extrem de multe mesaje. Stă bine pe roșu. Mulțumesc, mulțumesc. Te iubim, salut, salut. Și eu vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți foarte simpatici. Unde este Matei? Matei e la soacră mea. Bianca, chiar acum mă uitam la un clip de-al tău. La ce clip te uitai, Bianca? Mă bucur că te uitai, desigur. Să vedem ce mai ziceți voi pe aici. Este primul live pe care îl fac. Despre ce va fi live-ul? Foarte bună întrebare. Să vă prezint o știre. Ha, nu, nu vă mai prezint nicio știre. E ok, am prezentat suficiente. Constanța te salută și eu salut Constanța. Mulțumesc tuturor care ne spun că sunt cea mai drăguță, cea mai frumoasă, cea mai, cea mai. Ce fac copiii? Copiii dorm. Mai mult ca sigur, Matei fiind la soacră mea și pe verițele la ele în cameră, deci cu siguranță toată lumea doarme. A intrat și pe live-ul de pe Insta? Foarte tare. Da, salutări Belgia te vede. Vă pup, salut Belgia. Sunt youtuber care fac live zi de zi, n-au atâția oameni. Da, 455 deja, vă mulțumesc mult. Sunt așa un pic emoționată că e primul live pe YouTube, adică atunci când am făcut pe Instagram, mă rog, acum, partea proastă, este că îmi vine să mă uit la mine aici. Să mă uit, am dat seama că voi sunteți acolo sus și trebuie să mă obișnuiesc să mă uit camera, dar desigur că tendința este să mă uit la mine. Aluziva, de ce te crezi vedetă? Dar nu mă cred vedetă, sunt. Terminați, mă, oameni buni, cu prostiile astea. Room tour. N-am ce room tour să fac. Ați nebunit. E haos la noi. Ce room tour să vă zic? Acolo e un pat la care am pus niște perne unde toată ziua stă Matei. În mijloc am pus un cort ca să nu vedeți cât este de dezordine în casă. Și aici, în dreapta, este un cort de mobilier pe care urmează să-l mutăm. Este un cort de birou mai degrabă, în care, până e gata mobila de sufragerie, depozităm tot felul de chestii. Iar eu stau la o masă, mă rog, un birou cu un scaun și în spate poate bucătăria. Asta este mare de rumtor. Noi suntem acum într-o cameră de zi, în capăt de tot fiind acolo bucătăria. Cam asta este marele rumtor. N-aș vrea să fac un live așa degeaba în care să nu vorbim despre nimic și doar să stau să salut oameni. Eu mă gândisem la mai multe subiecte. Mi-ar plăcea să facem chestia asta mai des. Iarăși mă uit la mine, să mă uit la voi. Așa. Mi-ar plăcea să facem chestia asta mai des cu live-urile. Dacă iese bine și dacă e experiență plăcută în final pentru toată lumea, să facem, nu știu, o dată la două, trei seri. În fiecare seară ar fi prea mult pentru mine, că n-aș avea timp, practic, să fac live seară de seară. Dar, cu siguranță, dacă trec prea multe zile în care n-am apucat să filmez un clip, aș putea să fac un live și cumva să recuperăm, să zicem. Așa. Într-un timp aveai comentariile dezactivate. Cine era de vină, tu sau YouTube? YouTube-ul a avut o politică legată de clipurile în care apar minori, că sunt foarte mulți pedofili. Mă rog, la noi nu e chiar atât de nasoală chestia asta, în schimb la americani este, că ar fi fost foarte multe acte de comentarii, intenții, mă rog, sugestii și așa mai departe legate de pedofilie. Și atunci, unde YouTube a detectat content cu copii sau despre copii sau dedicat copilor, mă rog, a dezactivat comentariile pentru a proteja împotriva nebunilor cu copiii. Așa că cred că s-a rezolvat. Dacă încă mai sunt clipuri de ale mele cu comentariile dezactivate, o să trebuiască să intru din nou în setări, pentru că eu când am descoperit, am crezut că am umblat Matei la comentarii, la setări, la ceva. Și când am intrat să văd, aveam toate comentariile dezactivate la toate clipurile și a trebuit să iau de la zero, să intru la toate clipurile și să activez din nou comentariile. Ca după câteva ore să observ că iar sunt dezactivate. Și am zis, cineva își bate joc de mine. Am crezut că, mă rog, după aia m-am documentat, chiar mi-a scris cineva, am postat pe comunitate și am spus că nu știu ce se întâmplă cu comentariile și mi-a răspuns cineva și mi-a zis că este chestia asta de la YouTube și, mă rog,
Ar trebui să-și revină. Probabil că sunt și la început cu reglementările și sunt un pic în haos. Au dezactivat tot. Mă rog. Așa. Câți ani ai? 30 de ani am. Mi-am împlinit săptămâna trecută. Când? Da, pe 8 martie. Ești foarte cool, salutări din Germania. Mulțumesc frumos. Vă pup. În direct pentru YouTube, Alina Câmpureanu. Nu este fără U la final. Fără U este Câmpureanu. Câmpurean. Deja suntem obișnuiți. Adi este mai obișnuit decât mine să îi se pocească numele. Eu cu numele meu Alina Greavu am pățit-o doar cu Gravu, Grevu. Lui fratele meu la un moment dat au spus Greblă. Adică da. Deci este Alina Câmpureanu, fără U. Ce părere ai despre și eu? Am promovat, am salutat această intenție de hashtag și eu. Dar într-adevăr un protest de 15 minute nu pot să spun că avansează țara cu ceva. Momentul în care, din punctul meu de vedere, ca să faci un protest, ca să faci un protest care să aibă efecte, să aibă niște, să producă o schimbare, trebuie să fie de un impact un pic mai mare. Ori faci o grevă din aia haos în care nu muncești o săptămână și toți mari antreprenori practic nu produc pentru stat, respectiv statul nu câștigă de pe urma lor, ori e așa mai mult, nu știu, mie mi-a plăcut inițiativa lui, faptul că a făcut omul kilometrul ăla de kilometru de autostradă, lat de un metru, că a zis el primul metru de autostradă, dar de fapt era mai lung. Mă rog, lat era de un metru, nu știu, n-am înțeles exact, că s-a exprimat ciudat că primul metru de autostradă, când era dita mai pușia de drum. Da, mi s-a părut foarte mișto, mi-a plăcut foarte mult clipul, de fapt, mi-a plăcut mesajul, felul în care a vorbit, felul în care a scris textul, că el a vorbit pe un scenariu, montaj, dinamică, detalii, totul foarte mișto executat, mi-a plăcut foarte mult. Din păcate, nu știu ce schimbări a produs el, într-adevăr, s-a stârnit o mare solidaritate între români, au fusese invitat, cred că ieri, dacă nu mă înșel, la Europa FM, la Moise Guran, sau nu mai știu unde fusese invitat. Și Moise Guran îl tot întreba, care e scopul, care e treaba? Păi treaba e că să fim solidari. Păi ok, și mai departe de atât suntem solidari să ce? Că nu s-a construit autostradă în alea 15 minute în care noi am făcut grevă. Dar oricum, mie mi s-a părut bună intenția lui. Nu știu dacă într-adevăr o să aibă și un impact asupra cuiva. Dar cu siguranță sunt foarte mulți oameni, politicieni și vedete și așa mai departe, care s-au agățat foarte tare de chestia asta cu hashtag și eu, că și eu vreau autostrăzi. Și au început tot felul de oameni să-l contacteze pe om. Dai seama, cum e asta? Tu ești politician din partidul X și din cauza partidului X, să zicem, nu s-au făcut autostrăzi. Și tu acum poarzi gen, da, ai dreptate și eu vreau autostrăzi, da, hashtag și eu. Păi ce și tu, mă, că din cauza ta nu sunt autostrăzi. Foarte, a dat dovadă de o mare ipocrizie politicienii care s-au agățat de chestia asta ca să-și facă niște campanie, să iasă un pic în față. Și totodată au dat dovadă că au niște oameni angajați pentru PR foarte buni, care știu să prindă oportunitatea atunci când se ivește, pentru imagine, desigur. Dă foarte bine pentru un politician care este huiduit și înjurat să zică hashtag și eu vreau autostrăzi și eu sunt alături de voi, dar mă rog, el ar trebui să le facă de fapt, înțelegeți vrea ce mă refer. Așa. Ce părere am zis asta? Îți ador canalul, îți mulțumesc tare mult. Încă un bebe, nu mulțumesc, mi-ajung 3, e ok. Ești foarte tare în ceea ce faci, mulțumesc frumos, you are so beauty. Mulțumesc, Georgiana. Vei sta 15 minute pe live? Nu, o să stau mai mult, o să stau, nu știu, o să vedem. Mă plictisesc, până obosesc, până, nu știu. Anglia este aici, te susține. Mulțumesc tare mult, Mihaela. Cea mai potrivită pentru știri sportive? Oare? Nu cred că sunt deloc cea mai potrivită pentru știri. Ba chiar deloc. Protestul de azi, da, am vorbit. Hello de la Vaslui, hello. Ești foarte cool, salutări din Germania. Am zis asta, da, bună. Am dat eu scroll la Iurea și mi-au sărit un pic. Mă mai ții minte? Normal că te mai ții minte, Hulk Romanu. E sigur că te mai ții minte. Bună, ești cea mai tare, mă bucur să te văd live. Mulțumesc frumos, te pup, Andreea. Faci live odată cu Armageddon și iar avem și în seara asta sfârșitul lumii. Nu știu ce e. Armageddon e un canal, e un YouTuber, e un ceva, e un film. Film știu că e, dar cred că n-am înțeles eu. Așa, room tour-ul v-am spus că n-are rost să-l facem și v-am descris ce se vede, oricum puteți să vedeți. Puteți vedea, sau cum era, puteți uita cu degajamentul, cu extorsiunea într-o apă, sau cum era. Au fost concediați toți oamenii de la Digi, așa se zvonea. Sincer, nu știu dacă s-a închis, probabil că da, ori... Poate că unora li s-au oferit șansa să vină în București să lucreze la Digi, mă gândesc. Nu știu să vă spun. Deci nu mai sunt la curent.
Scrieți toți că sigur o să citească. Desigur că citesc. Cum să nu citesc? Salut din Londra. Salut, salut. Primul și nu ultimul live. Ok, într-un timp aveți comentariile dezactivate. A, am vorbit despre asta. Da, desigur că nu e ultimul live. E primul pe YouTube, cel puțin, că mi-am cumpărat webcam-ul ăsta despre care m-a spus pe Instagram. Și să vedem, nu știu, cum vi se pare că se aude. Se aude, se vede bine. Mie mi se pare că arată bine imaginea. Îmi place, culorile sunt vibrante așa, sunt luminoase. Bine, am oricum un bec aici. Am o umbrelă din asta de poze. Mă uit la tine din Indonezia. Mamă, ce mișto! Ce tare din Indonezia! Vreau și eu în Indonezia. Așa de mult îmi doresc să ajung în părțile alea ale lumii. Și Olanda te vede. Și în Olanda e drăguț, te pup, Ramona. Este o drăguță. Bună! Auleu! Auleu, ce s-a întâmplat? Stați așa un pic. Stați așa un pic că mi-au sărit comentariile. Cred că au intrat 5.000 deodată. Mamă! Mauleu! Oh, câte comentarii sunt! Care este motivul principal pentru care ai intrat live? Dar stai că mai să mai socializez, dar tot am apucat să-l citesc pe altul, ca să testez camera și să văd cum e să-ți fac și un live pe YouTube. E primul. O să vedem. Eu aveam, de fapt, niște subiecte pe care le pregătisem, cum ar fi. Aici am un articol scris de mine acum câțiva ani, l-am printat, despre 10 sfaturi practice pentru cei care vor să facă jurnalismul. Este un articol destul de explicit și cu sfaturi din propria experiență. Asta nu mai focalizează. Și a revenit? Gata, așa. Bun, stați așa că trebuie să dau scroll. Mamă, 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 câte comentarii să... Adică e de bine, nu mă înțelegeți greșit. Doar că sunt multe și să dau în sus. Nu mai pot să mai dau mai sus. Nu știu ce se întâmplă. Nu mă lasă. Am protestat astăzi, mă, n-am, mare protest n-am făcut, că eu am stat acasă. Deci am ajuns la Proserpina X. Mai sus de comentariul ei, din păcate, nu pot să dau. Îmi pare rău. Poate că nu mă pricep eu. Nu știu ce să fac. De ce mănânci carne? Este o glumă? Îmi place carnea. De ce mănânc carne? Cea mai frumoasă în istorie. Mulțumesc. Animale de companie, dar am doi căței. Avem porumbei și prepelițe, dacă se pot pune ca animale de companie. Unul dintre câini, din păcate, a dispărut. Teo, despre el e vorba, poate că unii dintre voi îl știți. A dispărut cam de o lună, am dat telefoane peste tot, la hingher, la primărie, la consiliul local, la adăposturile de câini, la peste tot. Deci tot ce ține de câini, am sunat peste tot și nu este absolut nicăieri, nu am dat de el. Am scos niște afișe la imprimată, s-a dus Adi pe aici prin sat, le-a lipit pe stâlpi, la magazin, la, mă rog, în tot felul de locuri. Și nu am dat de el, din păcate, nu știm unde este. Deși sunt tot felul de rumori pe aici prin sat. Dacă ne vezi, te-o vino acasă. Exact, dacă ne vezi, te-o vino acasă. Sunt tot felul de discuții, că na, fiind la țară, de ce e câine aici, dacă nu prea există mai danezi pe aici. Dacă l-a prins cineva, l-a luat, i-a pus lanțul de gât și l-a legat de un gutâi în curte și toată viața lui mănâncă o pâine uscată pe zi și acolo moare. Și sunt mai multe scenarii. Ori a pățit așa ceva și l-a luat cineva, pentru că totuși e un câine de rasă, un brac german cu păr frumos, frumos, educat, e un câine de vede că e câine de casă, că nu e așa. Ori și-a luat o lopată în cap de la cineva, pentru că am înțeles că se înhăitase cu niște câini pe aici pe lângă casă. El tot fugea în perioada în care erau cățelele în călduri. A rupt gardul de nenumărate ori, l-am reparat când Adi a pus bușteni în dreptul gardului să nu mai iasă câinele, a ieșit, frate, efectiv, nu știu, a sărit gardul, a făcut gropi în pământ, a ieșit. Pleca dimineața, se întorcea noaptea. După aia a mărit cumva concediu și a plecat câte două zile. După care a plecat odată și nu s-a mai întors deloc. Și atunci, de atunci nu mai știm ce să facem, că nu mai știm unde e. Deci ori e la cineva în curte, ori s-a luat o lopată în cap pentru că s-a înhăitat cu ăștia pe aici și lătrat la bicicliști, ori, nu știu, l-a călcat o mașină. Mă îndoiesc că a plecat el la București sau că habar n-am. Bună, unde e Cuțu? A, Zuza e aici pe jos. A, nu pot să cred că eu vorbeam în tot timpul ăsta despre de ce este Zuza, e cățeaua a doua și primul nostru câine e Teo. A, ta. Bună, ești și prietena mea, iubit pe Matei. Ce drăguț. Seara bună, te-am ratat azi la 15. N-are nimic, încă e pe Instagram live-ul, poți să-l vezi. L-am lăsat să-l vedeți acolo. Respect aluziva, te pupa, Cătălina. Court tour, ha, exact. Stai 5 minute pe live, asta am spus, povestește-ne ceva. V-aș povesti ceva.
Dar văd și multe comentarii. Aș vrea întâi să iau pulsul pe aici, să vedem ce lume. Chiar că pe... Uite, asta nu mă pricep, că n-am mai făcut până acum live-uri. În live-ul ăsta poate să intre oricine de pe YouTube, nu? Adică le apare și celor care nu sunt abonați, că eu sunt live, poate să intre oricine să mă înjure pe aici? Sau vă apare numai vouă abonaților? Chiar nu știu. Ce ascunzi în cortul ăla? Măi, în cortul ăla nu ascund nimic, dar în spatele lui se ascunde o masă plină cu căcaturi. De-alea de când vine cineva la tine în vizită, le bagi într-un dulap să nu se vadă, că e mai frumos așa ceva. Ei, eu am pus un cort în mijloc ca să nu mai trebuiască să tot să fac curat pe masă. Tot fel de random, sticle, nu știu, vă dați voi seama chestii. Dacă te măriți cu mine, te iau cu mine în palat. Ai venit cam târziu, ai venit vreo 5 ani mai târziu. Sunt deja măritată, fericită și am și 3 copii. Și cu prințul Hans. Și sunt și cu prințul Hans, exact. Deci nu e prea târziu, e prea târziu, îmi pare rău. Dar îți mulțumesc pentru propunere. Exact. Salutări de la Londra, you're amazing. Mulțumesc, Elena, te pup. Abia ce am primit că faci live. Hey. Hai mai des cu live. Păi face mai des. Poți vorbi despre liceu. Ce să vă mai zic mă despre liceu? Poți să vorbesc. Vorbește despre hashtag foaia goală. Da, foarte interesant. Eu dacă aș fi fost în școală la momentul respectiv, aș fi dat hashtag foaia goală. Mi se pare că de undeva trebuie să începem. Noi toți ne plângem de, nu știu, lipsa autostrăzilor, de spitale, de școli, de biserici, de sărăcie, de ce vreți voi. Ne plângem foarte mult, dar puține sunt inițiativele care cu adevărat au puterea să schimbe ceva. Și din punctul meu de vedere, faptul că tu știi bei povestea cu hashtag foaia goală? Consiliul Național al Elevilor a trimis înștiințare, mă rog, cum să o numim, un comunicat de presă către toate instituțiile de învățământ să boicoteze, nu știu ce era, teza de la clasa 7-a sau o chestie de genul. Căci că au aflat prea din timp, prea din scurt, pardon. Și n-au avut timp copiii să învețe, mă rog, nu sunt foarte, foarte documentată pe subiect, dar ideea e că au fost încurajați copiii să dea foaia goală la simulare sau la teza. Asta a fost o inițiativă și a celor din, cum îi spun, din Consiliul Elevilor. Desigur, au fost niște puștanistezi care au luat. Păi da, Consiliul Național al Elevilor. Asta. Să dea foaia goală sau să scrie pe foaie motivele pentru care la școală e de căcat în România. Și eu cu siguranță aș fi susținut, dacă eu aș fi fost în școală, cu siguranță că dădeam foaia goală. Sau mai degrabă aș fi stat eu 2 ore să argumentez de ce e nașpa la școală și ce schimbări consider eu că ar trebui făcute în învățământul. Da, la 7, ce că sunt la 7, eram proastă sau ce? A 7-a, de seama, aș fi scris-o cu mintea unui copil de clasa 7-a. Poftim? Bă, tu n-ai treabă. Mă discreditezi aici de față cu abonații, nu rușine. Da. Deci, cu siguranță că aș fi dat curs acestei, nu știu cum să o numesc, protest, acestui protest, da, m-aș fi implicat, cu siguranță. Și dacă s-ar întâmpla când copiii mei ar fi la școală, ea și încuraja să facă chestia asta. Pentru că, până la urmă, puterea este la voi. În povestea asta cu sistemul de învățământ, așa, avem trei capete, trei mari actori. Elevii, profesorii și părinții. Voi sunteți cele trei forțe care formează întregul. Cineva trebuie să facă ceva. Profesorii degeaba au ieșit în stradă pentru nemulțumirile lor, că nu s-a schimbat mare lucru. Părinții sunt prea ocupați cu job, cu 7 joburi, cu casă, cu, mă rog, ce înseamnă viața de adult și să ai copii și așa mai departe. Atunci cel mai bine e să luați voi atitudine, voi elevii, și să încercați cumva, nu prin golănie, nu prin niște modalități smart, fiind instruiți, fiind, nu știu, trebuie să fiți un pic șlefuiți de cineva care se pricepe. Că, de exemplu, tot la Moise Guran în emisiune pe Europa FM, parcă, da? Am auzit acea scrisoare, acel comunicat de presă trimis de Consiliul Național al Elevilor și mi s-a părut scris foarte bine. Vă dați seama că Consiliul Național al Elevilor nu sunt numai elevi de clasa 7-a, sunt și oameni care au altă vârstă, poate de vârsta mea, nu știu, 30 de ani, 20 ceva de ani, 30 de ani. Și cu siguranță persoana care a scris acel text sau persoanele respective au fost foarte, foarte bine școlite și instruite. Exemplar textul respectiv. Nota 10, motiv pentru care chiar m-a dat cumva cu craci în sus și am zis bravo, mă, foarte tare campania, aș fi dat hashtag foaia goală, total de acord. Bun,
Aș avea atât de multe lucruri să vă spun și sunt atât de multe întrebări și comentarii încât nu știu ce să fac prima dată. Parcă îmi vine să mă grăbesc, să parcă îmi ia cineva internetul. Așa. Tu ai protestat astăzi? Am protestat, după cum am spus, de asta cu hashtag și eu. Doar că ce să protestez? Că n-am procesat comenzi de foițe un sfert de oră. Nu e o problemă, că după aia m-am întors la calculator și am procesat toate foițele. Deci nu e ca și cum am făcut și niște vreo schimbare extraordinară. Și că ce întrebare, de ce mănânci carne? Da, mă întrebam dacă e vreo glumă sau așa. Bun, ce vârstă ai? 30, am spus, live și cu Matei. Aș putea să fac live și cu Matei, dar în timpul zilei. Eventual că Matei nu e acasă și oricum ar fi dormit la ora asta, că Matei doarme la 8. Ești în recomandate, bravo. În recomandate la ce, Alex? Clipurile mele sau cu live? Că nici nu știu, chiar nu știu. Respect. Mulțumesc, Elena. Zic apra cu trăiese, o să spun. Povestește întâmplări din liceu. De ce nu-ți faci canal de Twitch? Am canal de Twitch. Mi-am făcut acum câțiva ani, dar nu m-am jucat niciodată și webcam-ul mi l-am luat acum 3 zile. Deci s-ar putea să mă împac și pe Twitch. Hashtag shitmom. Eu sunt. Bună seara de la Reșița. Hello, povestește întâmplări din liceu. Încă una cu întâmplări de liceu. Mi s-a părut o prostie când aia de la Digi24 te-au pus să-ți faci părul cum vor ei. Ești frumoasă și așa. Mulțumesc frumos, dar ce să faci? Acum asta era viziunea lor. Ai protestat și tu vrei o autostradă? Bineînțeles că vreau și o autostradă. Nu găsesc secțiunea donații. Donații, nu știu la ce te referi. Vrei să fii mai stepmother? Ah, ce drăguț. Ai fost la școala numărul... Salut, Mihaela. Ai fost la școala numărul 24 în Constanța? Nu, am fost la școala 3. La școala 43. Pardon, oameni, ce tâmpită sunt. La 43, în Paleze Nord. Am aflat de curând că sunt însărcinată și sunt panicată puțin. Tu ai fumat în timpul sarcinii? Doamne, da, am fumat și am făcut și clipuri despre asta și m-a și bălăcărit internetul. Deci, da, dacă poți să te lași, lasă-te, ar fi perfect. Eu am făcut toate eforturile posibile și ne-am reușit. Eu sper ca tu să reușești, că na, nici n-ar vrea să mai intrăm în detalii despre fumat în sarcină. Dați like la live-ul ei. Dați. Cât e scorul, mă întreabă Adiță. Băi, cât vrei tu? Te iubesc, jur, ești o scumpă. Message retracted. Enea Maria Teodora, ți-ai retras cuvintele. Bună Matei, bună Alina, întâmplări din liceu. Câte numere îți dă bărbatul tău? Bă, Adiță, ai și numele ăsta, Adiță. Ce mă rușine, mă, să vorbești cu mine. Aoleo, îmi dă câte numere n-ai dat tu la gagici până acum, de telefon. Ce vrei tu? Adică o să te ignor mai departe. E ok. N-ai dat tu pe telefon, dar exact. Bună seara din Olanda, te pup, bună seara. Veverițele și micuțul Matei dorm. Ia să vorbești de autostrăzi sau de idei de vacanță. Păi am zis de autostrăzi. Ce dacă să zic de autostrăzi? Vreau și o autostrăzi. Uite, de exemplu, Adi are rudă la Timișoara. Nu am fost niciodată la Timișoara de când îl am pe Matei. De când îl avem pe Matei, să mergem la rudele lui de acolo. De groază că facem 2 săptămâni până acolo. Nu ne vine. Deci bineînțeles că vrem și noi autostrăzi. Să ajungem și noi mai repede la Timișoara. Cât am făcut bebe la Timișoara ultima dată? Când am mers. 9 ore. Da, aia nu e o oră, aia nu e distanță să o parcurgi cu 3 copii. Vă dați seama că Matei nebunește în 9 ore în scaun. Nu e un copil care vrea să alerge, vrea să de veveriță, nu mai spun. Trebuie să stai să te chinui cu biberoane, mașină, să schimbi pampers. Ar fi bine să avem autostrăzi. Ar fi, da. Eu nu mă antamez acum la 9 ore de drum cu 3 copii. Deci vreau autostrăzi, desigur. Să mai ies și eu din casă. Bună, 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 live cu Matei, nu se poate. Salut, ce am pierdut? N-ai pierdut nimic. Ai avut de muncă, nu glumă. Exact. Foaia goală sau și eu. Da, am vorbit despre amândouă. Românii preferă milf. Ești tare, mămică, cu 3 bebei care face cu succes și vlog. Mulțumesc frumos. Alino, bună. Hashtag întâmplări din liceu. Ce zodie ești? Sunt pești. Am putea să facem și întâmplări din liceu, dar aș vrea să fac un clip special despre asta. Adică nu să stăm în live. Așa în live mai mult la Caterin, că mai facem o glumă, două. Vreau doar să zic că arăt super bine. Mulțumesc frumos, Mihai. La mulți ani, yay, să crești mare, mulțumesc la fel. Vai, nu crede, văd live pupici. Să ți se audă inima pe postic. Ce cute. Mulțumesc, da. Cine umblă în spatele tău? E Adi. Adi, bărbatul, soțul. Tata la copiii mei, cum se zice. Așa, ești foarte frumoasă. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc că ai protestat, am vorbit despre asta. Salutări din Suedia. Salutări, mă, da, mă urmăreți. Mă salută și Ferentari, foarte tare. Mulțumesc mult. Ce te inspiră? Ce mă inspiră pe mine? Nu știu să spun ce mă inspiră. Mă inspiră filmele la care mă uit.
cărțile pe care... Poftim? Aole, du-te tu! A, am crezut că plâng copiii. Asta e blană. Copiii nu știu ce, ce, nu, nu, mă gândeam la ceva mai, mai înalt cumva, mai. Nu știu, stau foarte mult timp pe internet pe anumite aplicații, cum ar fi Pinterest. Există ceva mai înalt decât copiii tăi? Hai mă, că ai înțeles ce vreau să zic. Adios. Sper că ați înțeles și voi. Așa, și acolo găsesc foarte multe lucruri pe care le pot face eu. Proiecte DIY. Pe mine asta mă inspiră. În rest, mă inspiră poveștile altor oameni, mă inspiră emisiunile la care mă uit. Dar nu știu, mă inspiră, trebuie să mă inspire într-o direcție cumva, nu știu să vă spun. Și în rest, în ceea ce privește vlogul, mă inspir din viața mea. Dacă există așa ceva, să te inspiri din viața ta. Nu știu, s-ar putea să fie foarte cringe ce a spus acum și o prostie fără sens de altfel. Dar ar fi trebuit să fie un pic mai complexă întrebarea, ca să înțeleg. Să mă inspire ceva într-o direcție. Bună scumpă, te urmăresc cu drag mereu, pupici. Te pup și eu mulțumesc, Doamne, cât de frumoasă ești la 30 de ani. Mulțumesc, cred. Cum adică la 30 de ani, de parcă aș avea 75? Unde stai acum? Tot în Constanța. Nu mai stau în Constanța, m-am mutat în afara Bucureștiului. Sunt în Adunații Copăceni. E ziua ta? Nu e ziua mea, a fost pe 8 martie. Te salut din Germania, salut. Altă youtuberiță și-a șters clipurile în care era cu copilul. De ce să le șterg? Nu le șterg. Na. Mă mai știi? Mihaela Graphics. Nu, după user nu-mi dau seama. Dar de mukbang acum? Hai pe mâncare? Nu vreau acum să mănânc, chiar, că nu mi-e foame, nu de alta. Nici eu, nici eu. Nu-ți dorești? O să mănânc aici singur. A, păi vină cu aici dacă vrei să mănânci, mie nu-mi e foame, gen. Da. M-am îndopat cu napolitan, din păcate. Dar dacă vrei, vină cu aici. Nu-mi doresc, stau aici, e rușine. Vino, mă, Hans. Ce zodie ești? Sunt pești. Și eu și Adi, suntem amândoi pești. Te salut din Iași. Salut la mulți ani. Salutări de la CDC. Hello. Am ajuns pe live-ul tău de la live-ul lui Mălin Bot. Ups. A? Ce e cu Mălin Bot? Pe live-ul tău de la live-ul lui Mălin Bot. Te uitai la ăla și vine la mine. Mă gândeam că n-are nicio legătură. La 30 de ani ai fost prezentatoare TV, mișto, da. Se vede un cap în spatele tău, da, Adi. Alina, ce zici, boss? Stai să te aduc la mea, că abia aștept să te vadă. Hello, hello, la mulți ani, greabule, mulțumesc frumos. Bolta la un moment dat și Barda, ți-au pocit numele. Aveam un coleg, Cristi Baltă, dacă nu mă înșel, în generală, la Constanța, parcă. De foaia goală am vorbit, ai fost dat în Câmpina, în Câmpina nu cred că am fost. Nu cred că am fost, nu mai țin minte. Adică am trecut prin Câmpina, dar nu m-am oprit în mod deosebit acolo. Nu ai fost în Câmpina, că am fost noi odată. Unde? Am fost în Câmpina și la restaurant împreună, dacă nu mă înșel. Eu cred că te înșeli. Nu, că am fost în Valea Toftanei, am luat odată prin Câmpina. Păi și faptul că am trecut cu mașina pe acolo, mie nu mi se pare că am fost acolo. Mi-am oprit, mă rog, nu mă da, la o fi... Dar eu nu am nicio amintire semnificativă legată de Câmpina. Păi tu, probabil. Grevă generală, bravo, dar vorbești despre viața de liceu. O să vorbiți despre viața de liceu. Faze amuzante, lung de 1,4 m, benzi, așa, te salut din ea și de protestul liceenilor foaia goală. Am vorbit asta. Vreau iubită ca tine. Să-ți dea Dumnezeu sănătate să găsești. Ce faci, bine? E de bine. Așa, ce părere de protestele elevilor din UK, Suedia și alte țări în care nu se mai duc bine la școală și ies pe stradă pentru a face un semnal de alarmă conducătorilor pentru încălzirea globală? Da, mi se pare, nu știu mai mult despre acest subiect decât mi-ai scris tu aici. Deci eu nu știam că elevii din UK și Suedia și alte țări nu se duc vineri la școală și ies să protesteze împotriva încălzirii globale. Mi se pare un lucru foarte bun, mai ales că pe ei o să-i afecteze mai tare încălzirea globală decât pe noi. Adică diferența de vârstă îi face pe ei să fie mai apropiați de momentul nasol în care crește foarte mult temperatura, mă rog, și stau acum să țin prelegeri despre mediu. Dar da, eu încurajez astfel de comportamente cu condiția să nu fie agresive, să fie bine argumentate, să fie organizate, să aibă un scop bine definit, să aibă o strategie, nu doar ieșim și urlăm ca niște nebuni pe stradă și jos, nu știu ce. Să existe cumva o coordonare.
dacă mulți elevi din UK, Suedia și alte țări nu se duc la școală, înseamnă că este un protest masiv, înseamnă că este o solidaritate din mai multe state, între mai multe state, pardon. Și atunci am tendința să cred că este ceva masiv, nu e protest la Târgu Jiu, vorba vine, sau la Constanța sau la țară. Vreau o mamă ca tine să mor eu. Cred că e târziu. Că ai deja una, nu? Faze de liceu, foaia goală, stare că ești live. Mulțumesc. Bomba de la Hiroshima mai schimbă ceva, în rest nimic, nu puteți face grevă 15 ani, 15 minute. Da. Într-o societate deteriorată. Harry Potter, despre foaia goală am aceeași părere ca și aia goală. Eu n-aș vrea să zic acel cuvânt, că poate las ăsta pe canal și după aia îmi sare lumea în cap, dar oricum se poate citi. Da, e super inteligentă și frumoasă. Mulțumesc. Înțeleg chestia cu păcirea numelui și pe mine mă cheamă Stoicea Iulia și în liceu profesorii în general citeau Stoica. Bă, dar este și la îndemână cumva, că și creierul meu a citit pentru o secundă Stoica și după aia am văzut eu, deci nici nu poți să te superi. Cum de faci față? La ce să fac față? La viață, în general? Nu știu. Și mai am eu o replică. Dar cine a zis că fac față? Că nu înseamnă că... Cum reziști, mă, dragul meu? Dar nu rezist, să știți. Chiar nu rezist. Chiar am și un moment în care... Dar normal că nu am de ales. A doua zi, hai, viața continuă. Așa, cine e live? Care e motivul principal pentru care am intrat în live? Asta am zis. Ce știi să faci? Știu să fac multe. Omletă, da. Așa, mobilă știu să fac. Și copii, și mai multe. Vlog, cred. Știu să fac multe. Ce părere despre foaia goală? Am zis. Câți ani are soțul tău, iubitul tău? Soțul meu, iubitul meu, are 29 de ani. Și este pește. Și este peștele meu, dacă vreți voi așa, o glumiță. Da, suntem amândoi pești. El este, da, el este născut în februarie, eu sunt născut în martie, suntem la un an diferență unul de celălalt. Adică exact. El e în februarie 90 și eu în martie 89. Și timp de jumătate de lună avem amândoi 29 de ani. După aia eu am făcut imediat 30, am lăsat în urmă. Of. Locul unde îți găsești copilul cu care îți vei petrece tot restul vieții. Nu prea înțeleg cocktail de amuzament. YouTube, locul unde îți găsești copilul cu care îți vei petrece tot restul vieții. Nu cred că chiar n-am înțeles, jur, dacă sunt prost, mă trebuie să mă scuze, chiar nu înțeleg. Atât timp cât actuala putere guvernamentală va rămâne acolo, nu se va schimba nimic, dar nici cu următorii. Eu sper să n-ai dreptate, sincer. Eu sper că pe măsură ce creștem noi și copiii noștri, se vor schimba lucrurile. Automat și mari brontozauri din politica actuală o să moară. Că și Iliescu la frate cât o să mai trăiască? Deja n-ai 90 de ani, nu, Doamne iartă mare. Automat și mentalitatea lor și dogmele lor și nu știu, gândirile lor și planurile și toate cele se vor duce odată cu ei. Că sunt toți o apă și un pământ și în momentul în care o să moară, tineretul le va lua locul. Și sper că tineretul, printre care și ăștia de vârsta mea, poate și mai mici și mai mari, o să vină cu o dorință mai puternică de schimbare și cu o dorință mai mică de hoție și de a-și urmări interesul personal, să sperăm. Ar fi bine dacă ne-am solidarizat, pentru că destul suntem unii împotriva altora. Așa e, ar fi bine. Ce părere de simulările de la șaptea? Cred că am vorbit un pic. Măi, mie eu urăsc atâtea examene și simulări, sincer. Mi se pare că nu și-au rostul și că nu fac decât să aducă un mare stres copiilor, care sunt oricum stresați, oricum își rup spinările cu ghiozdane cu 100.000 de cărți, care au 500.000 de chile. Oricum eu, mă rog, în cazul meu au trecut destul de mulți ani de când am terminat școala, dar uitându-mă în jur, văd foarte mulți copii care se confruntă cu problemele astea, cu manuale, fact-up, cu profesori care nu mai știu cum să facă la ore, că neajunsuri, că sunt... Doamne, sunt atât de multe lucruri în neregulă încât chiar n-aș vrea să transform un live ăsta într-o politică și într-o polologie despre lucrurile greșite la sistemul de învățământ. Dar sunt solidară cu voi, nu pot să fac nimic din punctul ăsta de vedere, dar sunt solidară cu voi și susțin foaia goală și susțin demersurile voastre de a încerca să schimba sistemul de învățământ, că este până la urmă tot împotriva noastră, cumva. Orice lucru de căcat se întoarce și chiar, da, nu știu să zic mai mult, îmi pare rău că treceți prin chestiile astea, oribil. Nici nu o să citesc următorul, este absolut peribil. Vai, de ce e super aluziv, mă uit la clipurile tale și râd non-stop. Mulțumesc. Ce zodie ești? Am zis. Pești. Ai fost la 24 în Constanța? Nu, am fost la 43.
Care este motivul pentru, principal pentru care ai intrat în live? V-am zis să fac și eu primul live pe YouTube, să văd cum arată și cum ne descurcăm pe aici. Să mă dau un stambă, iau, să mă vadă toată lumea. Bună seara, bună seara. 4-5 îl te iubește. A, ce tare, vă pup. Salutări din Iași. Ai intrat în politică? Aș intra în politică. Mă mănâncă un pic. Parcă aș face așa niște politică, dacă mă înțelegi. Aș face așa puțină politică, dar unde? Și cu cine? Și în tabăra cui? Asta este problema. Și să servesc interesele cui? Pentru că dacă eu m-aș băga acum în politică, cu siguranță că n-aș reuși să susțin și să urmăresc interesele comunității mele. Cu siguranță că m-aș băga într-o albie de porci în care sunt mulți alții mai mari decât mine și nu cred că mă duc eu acum, intru într-un partid sau mă angajez consilier la primăria X și eu i-am zis, da, gata, de mâine, doamna Alina Câmpurean, greabu și cum vrei să-mi spună, iată, de aici aveți bugetul local, aveți liber la proiecte europene, aveți liber să faceți ce vreți noastră, să nu știu ce. Vă dați seama că mi s-ar părea groaznic să încerc să intru în politică, să vin cu o dorință de schimbare, să vreau să implementez chestii, să iau proiecte europene, să dezvolt o comunitate, să fac tot felul de chestii și să mă trezesc că îmi zice Ionel Gigel că trebuie să lucrez cu firma X, că trebuie să cumpăr cărămidă de la ăla, că îi vorb cu nu știu care, că trebuie să, nu știu, să fur bani de aici, să fur bani de acolo și să împartie pe ierarhie în partid și așa mai departe. M-ar interesa să mă bag în politică pentru că îmi doresc cu adevărat să fac o schimbare, nu doar să stau să dau din papagal, dar mă și tem pentru mine, pentru... Mă tem, mi-e frică, într-adevăr. Cred că trebuie să fie un salt, eu ca un salt în gol. E o nebunie să intri în politică. Dar mă gândesc să încep așa, ușor. Chiar mă gândesc serios să candidez la primăria Dan Atanasie Copăceni. Vă dați seama? Da, primul pas este să am domiciliu aici. Noi încă nu avem domiciliu, avem în București. De ce mai complicat? Aș începe, într-adevăr, încetișor așa, cu o politică în adunații Căpăceni. Și după aia mai vedem. Este o idee la care, pe care aș pune în practică peste vreo 2-3 ani, să mai crească fetele. Să meargă și la grădiniță și Matei la școală și atunci cu siguranță voi avea mai mult timp liber. Și aș face o nebunie de genul ăsta. Ești moldoveancă? Este o afirmație, presupun, că o întrebare nu este. Este cea mai... Pentru că n-are semnul întrebării, nu de alta. Ești cea mai tare, te pup. Mulțumesc, te pup și eu. Ai fumat în timpul sarcinii? Da. Hai, în sfârșit te prind la un live. Hello, e primul. Eu cred că tu faci parte din statul paralel. Doamne ferește. Sau de fapt, depinde, nu știu, că auzi la televizor despre statul paralel că zici că este Hogwarts. Nici nu știi ce să crezi despre el. E Matrix, e ce vreți voi. Așa. Cum te-ai adaptat cu viața la țară? Bine, îmi place la țară. Avem ouă de prepeliță, avem aici curte, câinii miroase a lapte proaspăt pe stradă, cumpărat lapte proaspăt de la vecinul. Miroase a lapte proaspăt pe stradă, așa îi spune la Vale, nu? Da, miroase, chiar miroase. Cel puțin în vară chiar mirosea, că mi-aduc aminte când eram gravidă și ieșeam să mă plimb și eu pe aici pe stradă, că eram atât de balenă, de gravidă, că nu putea să fac nimic mai mult. Și mirosea seara, a lapte proaspăt, că n-am, normal, ți-a animul vacile pe seară și pur și simplu e mirosul ăla de lapte dulce în aer. Îmi place viața la țară, mai ales că eu sunt fată muncitoare și îmi place să fac chestii. Săptămâna trecută am plantat tot felul de semințe în ghivece. Sper să meargă răsadurile, să iasă și să punem și noi chestii prin curte. Am plantat... Ce am plantat? Nici mai știu. Păstârnac, rădăcină, pătrunjel, țelină... Pătrunjel, țelină, auzi, Doamne? Rădăcină de pătrunjel, virgulă, țelină, virgulă, ardei... Și mai țin minte, mărar, pătrunjel, busuioc... Mai multe chestii. Am făcut așa, cred că sunt vreo 10 ghivece și sper să iasă toate semințele, să punem răsaduri. Ești foarte frumoasă și mă bucur să te văd live. Îți mulțumesc tare mult. Ce muncești? Nu muncesc, deocamdată stau acasă. 20 CM, la ce te referi? 20 CM Records, la Paraziții? Te admir, popici, sunt nou pe canal și îmi place ce faci. Mulțumesc. Ne arăți gemenele, n-am cum să vi le arăt, dar vedeți că am făcut un live pe Instagram, căutați-mă pe Instagram, aluziva, și am făcut live acum câteva ore cu Adi, în care am fost cu gemenele de la începutul până la sfârșitul live-ului. Și n-am cum să vi le arăt acum, că dorm, bineînțeles. Ce slujbe ai avut? Am avut mai multe slujbe, aș putea să vorbesc, să fac un live special pe subiectul ăsta. Am lucrat și la Playboy, am lucrat și la Digi, am lucrat și la TV Neptun, am lucrat și la ProTV, am fost PR pentru un festival de teatru din Sibiu, am... fost PR și, mă rog, pe parte de, mă rog, o lăsăm așa că sunt mai multe detalii. Și pentru o vedetă, o cântăreață de talie internațională, am fost și la, ce am mai făcut, am organizat la un moment dat un târg de haine prin Constanța, am făcut
Ce mai făcusem? Am vrut să zic mai devreme. Da, Balaur Dirt Park. E un parc din ăsta cum se numesc alea de te dai cu skate-ul pe ele? Half pipe-uri, da. Mă rog, un skate park cu half. Nu mă încurcă limbă. În litere, domnule, eu gustă sunt. Așa, prin Corbeanca am fost, mă rog, manager pe acolo, PR manager și așa. Am avut multe joburi. Mi-a plăcut să încerc de toate. Dar în principal se află toate în zona asta de jurnalism, publicitate, PR și desigur și ăla cu organizarea târgului. Până la urmă, cumva tot de acolo a pornit și târgul de haine. Vreau să donez. Băi, nu știu ce vreți să donați. Nu știu. Vreți să-mi donați mie sau vreți să donați altcuiva? Că nu pot să înțeleg. Așa. Sau ce lucrez momentan? Am zis că nu lucrez, că stau acasă cu fetele, cu copiii. Ce părere ai despre examenul la sfârșit de clasa 8-a? Cred că este important examenul de la sfârșit de clasa 8-a. Dar văd, am o vizionare destul de... care-i termenul? Revoluționară cumva. Mi se pare că și capacitatea și bacul s-au transformat în niște ghilotine, în niște aceste momente foarte, foarte stresante pentru viața unor copii, în viața unor elevi. Mi s-a părut groaznică presiunea din perioada respectivă. Știu că se numește examenul maturității. Nu mai știu. Care dintre ele este examenul maturității? Bacul sau... Cred că bacul, da. Nu mai știu. Și ăla de... Și capacitatea, examen, mă rog, confleuri. Nu mi se pare cel puțin în momentul ăsta la noi că sunt structurate așa cum trebuie și că au scopul ăla pe care eu mi l-aș dori să-l aibă. Este doar o... Nu, nici capacitatea și nici bacul nu analizează, nu verifică capacitățile analitice ale copilului. Nu îi evaluează din punctul de vedere al, băi, cât de repede ți se mișcă ție creierașul. Nu reiese, doamne, sunt foarte augustă și nu știu cum să formulez. Nu reiese din lucrarea ta despre Baltagul. Dacă tu ai un creier, o gândire analitică bună, dacă tu poți să fii un bun manager, dacă tu poți să fii un bun lider, dacă tu poți să fii un bun executant la fabrica de conserve, dacă, deci nu se pupă cumva cu ce se întâmplă după BAC. Nu se pupă. Te testează să trebuie să știi algoritmi, trebuie să știi derivate, trebuie să știi logaritmi, trebuie să știi toate prostiile alea. Pe mine nu m-au ajutat cu nimic în viață, vă jur. Desigur că am fost nevoită să le învăț ca să pot să iau examenele respective. Dar pe mine nu m-au ajutat cu nimic în viață, iar eu chiar le-aș scoate. Le-aș scoate și le-aș lăsa pentru facultatea la, nu știu, matematică, info, fizică, chimie. Vrei să înveți matematică, care mai era? Nu știu, tot felul de analiză matematică, vrei să înveți ce... Băi, nu era normal să am atât de multă matematică. Sincer. E și asta este părerea mea. Poate că unii mă vor blama, poate că unii nu sunt de acord cu mine. Dar eu nu sunt de acord să mi se îndoape creierul cu matematică când eu nu-mi doream să fac matematică. Bine, la mine, într-adevăr, am uitat complet de treaba cu liceul. Este altceva. Dar zic în general că ar trebui, cred că pe vremea mamei mele, când era mama în școală sau când era taică-tu, nu mai știu dacă era și taică-tu, dacă era și pe vremea lui taică-tu, făceai 10 clase și ultimele două erau specializare, nu? La liceu. Sau nu mai știu cum era. Nu, că așa îmi povestea maică mea. Poate nu mai ține minte bine. Mă rog, examenele de la clasa 8-a și clasa a 12-a nu fac decât să verifice capacitatea de tocit și înghițit și memorat extraordinar de multă informație a copiilor. Dacă ai luat 10 la BAC sau la capacitate, nu înseamnă că ești un om pregătit pentru viață, nu înseamnă că ești un inteligent. Înseamnă că ai o capacitate extraordinară de concentrare și de memorare, din punctul meu de vedere. Atât. Eu n-am luat 10 pe linie, v-am povestit în clipul meu despre liceu, n-am luat 10 pe linie la toate materiile, n-am avut alte chestii, dar eu consider că m-am descurcat în viață și că mă consider o persoană care are ceva în cap. Și nu reiese chestia asta din notele mele de la școală, din păcate. Pentru că sistemul de la noi este făcut în așa fel încât doar să transcrii, să scrii ce scrie pe tablă, să transcrii într-o carte și să scrii după dictare. Și la final, dacă ai memorat totul și știi să reproduci ca un papagal, foarte bine, nota 10. Cu ce te ajută asta în viață? Nu înțeleg.
Ai făcut poze nude pentru Playboy. Nu știu cu ce să încep. Faptul că este poze nud? Nu poze nude? Da. Nu, n-am făcut așa ceva. Am fost redactor și editor. Jesus. Te-am descoperit canalul de curând, deci foarte tare. Mulțumesc. Cea mai tare, mă mai știi. Normal că te mai știu. Happy set la Mașeșnou. Ce user ai. Trebuie să citești mai repede, da. E youtuber, ok. Ți-am descoperit recent canalul și ador când faci videoclipuri de o oră. Ai cu videoclipul cu cafele din liceu, te pup și mult noroc în continuare. Mulțumesc frumos, așa o să fac. Salut! Manele, asculți? Nu ascult Manele. Am ascultat Manele înainte de liceu. În general, ascultam Manele, cu toată lumea ascultam Manele atunci. Spune-ne în ce domeniu profesiei de acum. În domeniul parentingului, dacă vrei. Nu mai lucrez momentan, sunt acasă. Film difuzat pe Antena 1. Cum e să fii jurnalist? Jurnalist, vrei să spui? Visez să devin și eu. Este o profesie frumoasă, la fel ca poate toate celelalte. Că fiecare profesie are plusuri și minusuri. Nu știu ce să spun. E frumos. Mie mi-a plăcut să profesez în domeniul ăsta. Motivul principal pentru care ai intrat în live. Am senzația că se tot repetă aceeași întrebare. Cât câștigai la pro? Vă dați seama că n-am voie să vă spun această informație, mai ales că eu sunt teoretic sub contract cu ei în continuare. Cum dai o personalitate așa calmă și detașată? Nu știu. Nu sunt nici calmă și nici detașată. Sunt răbdătoare și sunt rațională și sunt, nu știu, calmă nu pot să zic neapărat că sunt. Am momente în care mi explodează capul. Și nici detașată pentru că mă implic foarte mult emoțional și în general când mă deranjează ceva, mă deranjează foarte tare. Mă apasă cumva. De exemplu, dacă mâine sunt la masă cu Adi și cu socrul meu și la un dat socrul meu face o remarcă la adresa mea, așa, eu o săptămână tot mă gândesc la ce mi-a spus socrul meu la masă, de exemplu. Deci nu sunt nici chiar atât de calmă și nici chiar atât de detașată pe cum par. Vrem blog cu viața de mom of three. Da, o să fac și chestia asta, știu. Ce bine stă în roșu, mulțumesc frumos. Bună, Ștefan. Hello, am început să te urmăresc săptămâna asta și îmi place super mult cum povestești, mă captivezi și mă bucur că am dat de tine pe YouTube. Ești o drăguță, mulțumesc. Salutări din metro, mă pregătesc pentru tura de noapte. Oho, spor la treabă. Salut. Bună, ești naturală, sinceră, directă, îmi place super mult de tine. Mulțumesc mult. Ce părere ai despre oamenii cu tatuaje? Întreb pentru că mulți sunt judecați din cauza acestora. PS, consider că un tatuaj nu influențează gândirea ta ca și persoană. Respect acestor persoane. Eu am tatuaje, eu am 4 tatuaje și mă pregătesc să-mi le fac pe al 5-lea, poate chiar 6. De exemplu, Adina are tatuaje, dar se gândea și el că parcă și-ar face, parcă nu și-ar face încă în etapa asta în care nu e 100% hotărât. Sau de hotărât. Nu știu. Da. Mie îmi plac foarte mult tatuajele și n-am absolut nimic cu oamenii care au tatuaje și nici cu aia care n-au. Ce părere ai de pe oamenii cu păr lung? Așa mi se pare chestia asta. Adică, mă rog, Lorena Moldoveanu, că tu m-ai întrebat, nu atac felul în care ai pus tu întrebarea, ci mi se pare ciudat că există această problemă, știi, a oamenilor care ne judecă pentru că avem tatuaje. De-aia nu mai dorm eu noaptea. N-au decât să mă judece, pe mine personal. Ce părere am despre cei care judecă? Sunt niște încuiați limitați care habar n-au că îți tatuezi mâna sau piciorul, nu tatuezi creierul și că n-are nicio legătură volumul tău de informații, cine ești tu, ce cărți ai citit, ce ai muncit în viață, ce așa cu faptul că ți-ai scris ceva pe mână. Ce treabă are una cu alta? Sunt niște bătuți în cap, nu-i băgați în seamă. Vreți să vă faceți tatuaje? Faceți-vă, fraților, tatuaje. Dar trebuie să aveți în vedere că în anumite meserii, anumite profesii, joburi, nu e bine să aveți tatuaje. De exemplu, cariera militară, din câte știu, nici dacă vreți să fiți diplomați, să vă angajați la, nu știu, ambasada Germaniei, ambasada României în Irak, ce vreți voi, mai contează, e bine să nu aveți, tatuaje. Eu am și, de exemplu, în perioada în care am lucrat la Digi, numai machioza mea știa că am tatuaje. Și aveam tot trei și atunci, trei tatuaje aveam. Al patrulea mi l-am făcut, ăsta de pe mână, mi l-am făcut recent. Recent, azi în 2 ani, cred. Și fiind toate pe sub haine, nu știa, că nu știa nimeni decât ea. Am unul pe spate între omoplați, unul aici și unul aici. Și nu se văd. Nici dacă am mai eu, nu se văd tatuajele. Care e faza cu Playboy? Am lucrat la Playboy 2 ani, în timpul facultății. Despre foaia gol am vorbit. Salut din Hunedoara. Fete blondă. Doamne, arăt oribil blondă, nu? Ce muzică a spus? Ce genul muzical îți plac? Îmi place indie, îmi place funk, îmi place alternativ, îmi place
Hip-hop-ul, îmi place, nu știu, plac mult de genul de muzică. Îmi place muzica jazzy. De fapt, nu pot să spun că am un anumit stil de muzică pe care să-l ascult obsesiv. În funcție de stare, ascult diferite genuri de muzică. Iar ca artiști, ca trupe, Al Jay sunt preferații mei. De mult nu mi-a mai plăcut o trupă atât de mult cum îmi plac ei. Mai sunt niște băieți din ăștia, le-am uitat de prin ce țară sunt. Se numesc Trou Maca. Ah, mă rog, e o nebunie. Nu prea am timp să ascult muzică. În general, acasă, dacă fac curat, așa, ascult podcasturi, ascult alte chestii, nu prea ascult muzică. Ascult radio. Ce locuri de muncă ai avut, am vorbit. Cum te menții așa superbă după două naștere? Îți mulțumesc frumos. Nu știu, că nu fac nimic deosebit în direcția asta. Chiar mulțumesc. Nu știu. Cred că trebăluiesc foarte mult prin casă și asta mă ține activă. Referitor la și eu, dincolo de realitatea stringenței autostrăzilor și solidaritate, cred că a fost cea mai genială campanie de marketing. Omul de afaceri a ajuns mai cunoscut ca mulți politicieni. Da, așa e, sunt de acord, pentru că eu, de exemplu, de restaurantul lui, nu știam că e al lui. Spartan, sau cum se numește lui. Da, eu nu știam de restaurant. Adi a zis, o, ce tare, nu știam că ăsta e patronul de acolo, dar eu nici măcar. Da. Nu știu dacă se aude ce spunea Adi, dar zicea că îl știe din Timișoara. Eu nu. Schimbească, te crezi inteligentă. Da, mă cred inteligentă. Nu înțeleg dacă ai încercat să o arzi așa amuzant, să mă jignești sau chiar a fost curios de întrebare. Adică încă nu știu dacă să-ți dau report, remove, control al delete de te morții tăi, vorba aia, nu știu exact. Da. Am mulțumit, Alina, mulțumesc. Mai super ok decât pe Insta, se vede perfect. Mulțumesc. Păi atunci o să fac din nou. Se aude ciudat. Nu știu ce se aude ciudat, pentru că este microfonul webcam-ului. S-ar putea, în schimb, să fie vâjitul ăsta constant de la bec și de la unitate, că e unitatea de calculator pe birou, este din ăsta de pus pe birou, nu sub. A început să-mi curgă nasul, cred că am răcit. Începem cu live-ul, exact. Se aude bine. Mi s-a părut super wow storytime cu Digi24, mai fost storytime-urile ador. O să mai fac storytime-uri, dar trebuie să am și subiecte mișto cu care să fac. Așa vrea așa, mă gândeam să vă fac un mix de storytime-uri, că de exemplu povesteam cu un prieten acum câteva zile că am stat la parter. Eu fiind din Constanța, mutându-mă la 18 ani în București, am stat în foarte multe cartiere în chirie. Și într-una dintre dăți, stând la parter, l-am surprins pe unul care făcea laba la geamul meu. Era și Adi acasă chiar. Eram gravidă în momentul ăla. A fost storytime, clar. Altădată am sunat la 112. Pentru că m-a prins unul pe stradă și a început, mă rog, tot ceva în genul ăsta. M-am încuiat în mașină și am sunat la 112. Altădată mi-au bătut suporterii din Ghencea cu bâtele de lemn în geamuri când stăteam în Ghencea. În momentul în care intrau pe stadion. Deci așa chestia ar mai fi de povestit. Dar trebuie să am și o anumită stare și am foarte multe subiecte pe care vreau să le abordez. Știu că vă plac foarte mult storytime-urile, dar să nu uitați că am totuși și publicul meu de mame, de chestii de parenting și din când în când mai trebuie să le mai facem și pe alea. Știu că eu preferat să vă povestesc despre Playboy și liceu și ce căcaturi am făcut eu și tot felul de storytime-uri amuzante decât clipurile utile, dar trebuie să le faceți și pe alea. Adică nu că trebuie, că nu mă obligă nimeni, dar eu simt că trebuie să rămân totuși fidelă oamenilor care au venit aici de la început. Facem și caterincă, dar suntem și serioși. Cam așa ar trebui, un echilibru. Bun. Everything ok. Exact, mi s-a părut super. Ah, bun, arată bine sau de ok. Mulțumesc. Ce fac? Mamă, iarăși mi-a sărit ăsta, frate. Ta. Trebuie să le citesc mai repede, nu? Ați zis voi? Bună, Luziva, poate faci un video story, așa, video story cu recomandări de cărți bune, să aveți o seară frumoasă, pupici și saltă din Constanța. Da, chiar vreau să fac și chiar spuneam și astăzi pe Instagram că mi-am făcut o comandă de la elefant.ro de vreo 15 cărți, dacă nu mă înșel. Și dacă vă interesează, dacă vreți, pot să fac un book haul, că pot să vă prezint toate cărțile pe care mi le-am cumpărat și să vă și spun de ce le-am cumpărat. E genială și te urmăresc, să cred că în momentul în care o să fiu însărcinată, o să fiu mentor fără să știi. Alina, mulțumesc frumos, ești drăguță. Faza cu butonul donație, cred că se refera persoana mai devreme la un cont de Patreon. Sunt oameni care vor să îți mulțumească pentru că îi inspir cu donații. Mulțumesc, dar eu mi-am făcut cont de Patreon, doar că nu l-am activat, pentru că mi-am prins un pic creierul, mi-am prins urechile și creierul automat în tot sistemul lor de validare a userului și tot felul de așa.
să deschizi cont să putem dona pe YouTube. Sunteți niște scumpi. Chiar o să-mi deschid. Și așa am fost. Mă gândeam să fac chestia asta cu donațiile, pentru că, de exemplu, de ziua mea, toată lumea m-a întrebat ce îmi doresc de ziua mea. Și le-am zis tuturor că îmi doresc un aspirator de la care aspiră singur prin casă, pentru că m-am săturat toată ziua să dau cu mătura și cu aspiratură. Că vă dați seama cum e. Matei care mănâncă, e cu biscuiți pe aici, câinele vine de afară cu noroi, mai intru încătată câteodată că am uitat cheile pe masă și așa mai departe. Și în permanență trebuie să dau cu mătura sau cu aspiratorul. Și efectiv nu mai suport. Și le-am spus tuturor prietenilor mei, vă rog frumos anul ăsta nu cumpărați cadouri, facem o chetă. Cât puteți acolo fiecare? 50 de lei, 10 lei, 1 milion, ce vreți voi? Le-am băgat frumos la borcan, am strâns niște bănuți și mi-am cumpărat aspirator din ăla. Nu mi-a fi venit mie ideea asta să fac un live pe YouTube și să vă spun acolo ce îmi doresc de ziua mea. Dar nu mai contează. Dar oricum, o să vreau să fac cont de Patreon, adică râdem glumind de faza cu banii, dar trecem peste. Am vrut să fac contul de Patreon și să creez niște content premium, dar eu n-am timp să-l creez pe ăsta pentru voi aici. Ce să mai am timp de content premium? Să fie extra. Da, mamă, ce mi s-a fădat o nară. Nu mai pot să respir. Așa. România au talent. Nu știu ce spui, Diana. Mamă, ce urât. Nu mai pot să respir. Diana, la ce te referi? Ne-am cunoscut când lucram la România au talent? Hai că văd că răspund doar la întrebările care vrei, am pus și întrebări noapte bună. Paul, să știi că eu am răspuns la toate întrebările. Probabil că nu m-am mișcat destul de repede, îmi pare rău, sper că nu înțelegi greșit. Am ignorat doar două întrebări, până acum erau niște întrebări cretine menite să mă jignească sau niște glume proaste. Nu răspund doar la întrebările la care vreau. Îmi pare rău că crezi asta. Așa, să deschizi cont să putem dona. Vrei să fii mamă? Sunt deja mamă. Ana, Someșa, am trei copii. De ce nu te-ai făcut avocată? Te pricep la aflat chestii și să le argumentezi. Răspunde, te rog. Nu m-am făcut avocată că nu-mi place. Nu-mi place să fiu jurnalist. Nu-mi place să fiu avocat. Sincer. Plus că e vorba de drept. E foarte multă, acolo chiar că e foarte multă tofceală. Nu e de mine, efectiv. Nu e de mine. Nu apare niciun live recent pe Facebook. Bianca Denisia, am făcut live pe Instagram, nu pe Facebook, de-aia mi-a apare. E deja mamă lol, da. E din cauza luminii că e arsă pielea albă, adică nu e din cauza că n-a fost la plajă. Ce părere ai despre Shelly? Shelly e un băiat deștept care face mai mulți bani decât mulți dintre adulții pe care eu îi cunosc și care a speculat foarte bine o anumită nișă și se dea Dumnezeu tot ce își dorește. Atât. În rest, nu mă uit la el, nu sunt în targetul lui, nu ascult muzica pe care o scoate el. N-am ce să zic. Dacă îți mă dau un pas în spate, e ca și cum ai întrebat ce părere despre Florin Salam. Păi pe Florin Salam îl respect, este un artist foarte bun, are o super voce, omul face bani, are bilioane, concerte, o grămadă de fani, turnee pe toată lumea. Nu trebuie să ascult manele ca să poți să apreciezi un artist. Așa e și cu Shelly. Nu sunt fan al lui, dar apreciez ceea ce face el. Foarte tare. Ce zici? Ai mâncat? Ești bine? Vai, deci am văzut video cu sexul după naștere, foarte bine făcut și chiar informativ, keep up the good work. Mulțumesc. Bacu, mersi, bună. Se referă la faptul că trebuie să-ți faci cont pe Tipstream să-ți putem dona ape pe Tipstream. Asta e altceva. O să dau un Google, o să-mi notez, ia să-mi deschid aici un tab diferit. Am mai auzit de Tipstream ăsta. Despre ce le-am zis? Bacu, în clasa 8-a, ai 13 ani, n-ai bine. Bacu, că în clasa 8-a ai 13 ani, nebii. Da. Mai trăie cea mai drăhată operă. Mai știi ce. Arată de parcă a văzut plaja numai la televizor. Ce nebun sunteți. Nu reflect așa. Fără facultate nu te poți angaja în televiziune sau poți și fără facultate să te angajezi la un post TV? Da, poți, bineînțeles. Dar trebuie să ai niște abilități. Nu trebuie neapărat să ai jurnalismul făcut. Plus că la început te poți angaja pe ceva care nu necesită studii de jurnalism. Poți să te angajezi la sunet, poți să te angajezi șofer, poți să te angajezi la
producție, poți să duci hârtii de la un etaj la altul, poți să cari navete, poți să, nu știu, poți să faci multe lucruri. Important este să intri în acel domeniu și odată ce ai intrat în acel domeniu, dacă ai alte veleități, dacă te pricepi la alte chestii, cu siguranță că te poți duce în stânga și în dreapta să zici, păi știi, uite, eu n-am făcut facultatea de jurnalism, dar uite, sunt băiat serios, sunt băiat muncitor, sunt băiat deștept, aș vrea să fac altceva. Și dacă e să fie bine și dacă dai de oameni potriviți care vor să te ajute, poți să ajungi mai departe într-o televiziune fără să ai studii de jurnalism. Menționez de asemenea că mulți dintre colegii mei din presă pe care i-am avut până acum, nu doar, de fapt în general și la Digi și la TV Neptun și la Pro TV pe unde am lucrat eu, nu toți aveau jurnalismul făcut. Aveau și alte. Și nici neapărat facultate. Da? Deci nu toți aveau facultate sau jurnalism. Important este să fii un om muncitor și să știi ce îți dorești de la viață, să te duci în direcția asta, să fii ambițios. De ce nu te-ai făcut avocată? Am zis deja chestia asta. Așa, ca să protestezi alături de statul paralel, nu-ți trebuie BAC. Da. Eu fac școala de televiziune, ce sfaturi ai pentru mine? Învață și spor. Dacă s-ar da în spate jumătate de metru, metru, ar fi ok. Probabil are o lampă în față și e prea aproape de ea. Da, lampa este chiar aici. De-aia sunt așa pe partea asta. Dar n-am ce să fac. Dacă mă duc prea departe, ia să mă duc așa, tot e asta. N-am ce să fac. Da. Acum nu stați și voi. Dați și voi alt tab acolo și uitați-vă la alte chestii. Mă ascultați, trebuie neapărat să vă uitați la fața mea arsă. N-am ce să fac, ăsta e becul. Așa sunt condițiile. Așa. Bună, muncești în jurnalism? Nu, deocamdată stă acasă. Nu judeca un pește și o maimuță după capacitatea lor de a se urca într-un copac. Corect. Smells like Apropo TV. Da, mișto. Veverițele dorm. Ciprian Lospa, nu știu ce ziceți voi. From Tunisia. Hello from Tunis. În sfârșit, tinerii au atitudine, mi-au crescut speranțele pentru generația asta. Păcat că tinerii trebuie să repare prostiile adulților. Așa e, așa e. Eu sunt a 12-a. Multă baftă la BAC. Ai pus cumva corniere la acel dulap? Sper că ți-amintești. Nu, n-am pus cornierele încă, pentru că chiar n-am avut timp. Dar o să punem, chiar n-am uitat. What are you doing here? Nu știu cu cine. S-au întâlnit niște user. Bună seara, ar trebui să te fii psihologă. Iartă-mă, nu știu ce, doamne, iartă-mă, au sărit. Bună seara, ce se întâmplă pe aici? Nu se întâmplă nimic, Aramis. Psihologul ar fi trebuit să te pricepi, respect. Mă, nu înțeleg, cred că ai fi vrut să spui Emil Marcu că ar fi trebuit să mă fac psiholog, că mă pricep, nu? Probabil. I'm from Sweden. Hello, Kiri. What the hell is that language? Nu știu despre ce vorbește. I am just watching. Deci sunt... De ce fetele poartă ochelari? Că sunt chioare. Ce întrebare asta? Că nu văd de aia poartă ochelari. It's boring. Da, ce să fac? Originally I'm Romanian, câți anei? Voi vorbiți între voi, aici ar mai vorbi și cu mine. Dar ce secret o avea Iliescu să trăiește așa mult? Nu știu, m-a făcut pac cu diavolul să mori, nu știu ce are. Așa, it's actually interesting if you understand the language. Mulțumesc, Kitty. Acum nu știu ce să zic, că voi vorbiți între voi. Poți să rog să mă ajut cu ceva? Cu ce să te ajut? N-am mai făcut o filme horror, te țin eu minte. Doamne, am și asta, vreau și asta. De ce fetele poartă ochelari? Vor să pară culte? Măi, eu port ochelari că am astigmatism optic cu cilindru. Ești nebun la cap? Ce întrebare asta? Vor să pară culte? Cine dracu vrea să poarte ochelari? Te lovești de ei, te deranjează pe aici, nu poți să-ți faci un make-up, nu știu de care, să te îmbrace, nu știu ce, când strântești ochelari și te-a dus dracu tot. Mă rog, vor fi unele care vor să pară că e cool, să poarte că e cool. La mine nu e cazul. Dacă aș putea să nu-i mai port, nu i-aș mai purta. Așa. Gata, noapte bună, noapte bună, Romanian too, lol, nice to meet you, Sweden, hello. Eu vreau să știu cine antrenează bărzile, ce? Care e pluralul de la barză? Barze? Berze. Ai dreptate, mi se pare că nu are sens. Bărze, ce, doamne, așteptăm? Nu, că se aducă niște copii așa de frumoși și deștepți ca tine, ce drăguț, mulțumesc. Ce bărzile, doamne, se prea mie că n-are sens. Barze, da. Așa, cea mai mare beție ever. Așa e, crezi că PSD-ul se interzică votul democratic printr-o ordonanță de urgență până mai ajungem să votăm? Doamne, iartă-mă, nu vreau să mă gândesc, chiar nu vreau să discut politică, pentru că este un haos total, cu precădere să vorbesc despre PSD, că e atât de controversată chestia asta, încât chiar refuz să intru acolo, într-o groapă de gunoi să dezbat asta. Și Tocfanii, mulțumesc. Eu te iubesc și am 11 ani. Ești foarte drăguț sau drăguță.
nu-mi dau seama că nu văd, după cum spuneam, astigmatism ochii cu cilindru sunt chioară și nu văd. Așa, deci unde ai făcut avocată? Băi, iară mi-apar astea. Mă, ce se întâmplă? De ce mi-apar din nou? Nu, nu pot să înțeleg. Ia să dau obișnă să ceată. Ce se întâmplă? Cereale sau lapte? Mai de când să faci jurnalism? Deci se întâmplă ceva. Mi se tot repet întrebările, ori puneți voi aceleași întrebări. What the fuck? Îți place rocul? Vai de capul meu. Mă iertați, cred că iar am bulit-o cu comentariile. Cum fac să le văd din nou? Câți ani are tipa? Am 30 de ani, Zulu Aramis. Care televiziune crezi că e cea mai bună? Comedy Central. Refuz să intru în polemici din astea. Desigur că tendința mea este să spun Pro TV, că lucrez acolo. Și că îmi și plac emisiunile lor și tot ce fac ei, da? Ca cea mai bună din ce punct de vedere? Ca al audienței? În general, Pro TV. Nu știu ce să spun. Intră la competiție și televiziuni străine sau doar de la noi? Sau... Îți place rocul? Da, îmi place rocul. Da, îmi place alternativ, mai lejer. Ascultam și mai hardcore LNG-ul, am ascultat Slipknot, Scorpions, ce mai ascultam? Inclusiv Cradle of Filth la un moment dat. Dar mă rog, am vrut să văd și eu cu mie, nu că ascultam că îmi place. Așa, ia să vedem să dau din nou. Hello, te urmăresc. Dacă cauți o pagină de Insta cu postări amuzante, poți da follow. Nu vreau să zici numele și nu vreau reclamă. Ok, o să... Ce cărți ai citit de te-ai dezvoltat așa mult mental și limbajul tău? Am citit multe... Bă, mă rog, am început greșit. Nu pot să spun eu acum că am citit multe cărți. Că ce înseamnă multe cărți? Am citit... Și cărți de dezvoltare personală. Foarte multe, m-am jucat multe jocuri. M-am uitat la foarte multe documentare, la filme, la emisiuni, la, nu pot să spun că are neapărat legătură numai cu cărțile pe care le-am citit. Vorbesc despre și despre faptul că vin dintr-o familie în care am fost încurajată în direcția asta să citesc de mică. Nu știu să spun, că nu pot să zic că gata, am citit Maestru și Margareta și de acolo am acest limbaj extraordinar. Că nu ți se dezvoltă limbajul peste noapte citind o carte. Așa să vă stau să mă enumăr toate cărțile pe care le-am citit, ar fi o nebunie. Chiar stăteam la un moment dat să mă gândesc, dacă aș face o listă cu toate cărțile pe care le-am citit, n-ar fi așa o listă impresionantă, pentru că foarte mult timp am fost ocupată. Dacă muncesc din anul întâi de facultate, mă rog, anul întâi practică, din anul 2 de facultate am muncit non-stop, nu prea am avut foarte mult timp de citit. Am citit în timpul liber, din pasiune, dar să stau eu așa să citesc, mă rog, nu prea am avut. Dacă uite, vrei să-ți recomand o carte mișto, este chiar cartea mea preferată, Maestru și Margareta lui Bulgakov și Haruki Murakami, 1Q4. Da, Haruki Murakami îmi place foarte mult și Pădurea norvegiană, dacă vrei să citești ceva mișto. Așa, ești machiat acum, sunt dată cu rimel și pentru că am filmat vlogul mai devreme, m-am dat cu puțin anticearcăn pe aici, că am niște cearcăne urmă. Așa. În rest, nu, n-am absolut nimic pe față, nici un machiaj. Bun. CSGO? Nu știu, mă jucam. Telefon la CSGO e Counter-Strike? Mă jucam în liceu. La Eurovision mă uit mai mult așa. Nu pot să zic că sunt fan. Am delay la chat, îmi pare rău. Hei, girl, ești mega faină, ești deșteaptă și mișto, îmi place foarte mult webul tău. Mulțumesc. Lemea, mulțumesc. Pup din Olanda. Deci, te rog frumos, explică-mi de ce toate salariile sunt așa de confidențiale. Pentru că iscă scandal între angajații aceleiași companii, în principiu. Pentru că te poți trezi că eu și colega mea facem aceeași muncă, să zicem același volum sau avem același job și ea câștigă mai mult decât mine sau eu mai mult decât ea. Asta este o problemă odată, după care dacă de mâine s-ar duce vestea că la, nu știu, DACTV sunt salariile cele mai mari din televiziune, ar pleca toată lumea de la ProTV, de la Antena, de la canalul de unde vreți voi, s-ar angaja toți la DACTV. Și atunci, desigur, de aia sunt confidențiale. Dar, în general, din câte știu eu, este atât pentru a nu isca haos în rândul angajaților, pentru că ajung oamenii să se frustreze și să-și ceară mai mulți bani și așa mai departe. Da, mă rog, sunt foarte obosită. Ai înțeles tu la ce mă refer. Ai luat pauza azi la ora 15? Da, m-am dus am stat cu veverițele, practic, am făcut live pe Instagram. Îți place rău? Cum place rău? Cât are delay chat-ul ăsta? Nu știu. Ai fost la Oradea vreodată? Da, am fost de vreo 3 ori la Oradea chiar.
în perioada în care am lucrat România au talent și Vocea României și m-am întâlnit cu foarte mulți artiști de pe acolo, atât dansatori cât și cântăreți și trupe de teatru, trupe de dans și așa mai departe. Aluzi-mă, mișto tare, dragă, felicitări, o familie deosebit de frumoasă, să fiți sănătoși cu toții, vă îmbrățișez cu drag. Ați făcut nuntă sau doar starea civilă? Și dacă da, cum a fost? În primul rând, mulțumesc foarte mult, ești drăguță. Îți întorc la fel toate gândurile bune. Am făcut doar civila. N-am făcut nuntă religioasă și nici nu cred că o să facem. Nu știm. Ne mai gândim. Deja avem 3 copii, oricum au trecut 3 ani de la căsătorie, deci nu știu dacă ne trezim noi marți brusc, că bă, hai să facem religioasă, că e cumva avem sau nu avem consimțământul de sus, noi oricum ne-am căsătorit și am făcut copii, deci nu mai contează. AC/DC. Dacă sunt într-o cameră și cineva pune AC/DC, da, ascult, îmi place, dau din cap, știu și versurile la unele piese, dar nu pot să spun că eu stau acasă și zic, nu, ce-aș asculta niște AC/DC. Da, e ok. Cine vrea să ne abonăm, reciproc, nu știu, faceți voi. Crezi că o să fie o mamă șmecheră? Eu sunt o mamă șmecheră. Glumesc. Sper că da. Ok, ce cărți iarăși cu limbajul. Ce mai zic ea de la Digi? Nu zic nimic. Făcea la Balageam, da, exact. Știi ce e anime? Normal că știu ce este anime-ul. Hai că e bine să fii fată, bă, am pățit și eu asta, cred că o să fiu mamă șmecheră, Eurovision, se repetă cumva. Cum de-ai avut curajul să naști în spitalele din România? Păi nu mi-am permis să mă duc să nasc în Germania, ce să zic. E super tare, baftă în continuare. Băi, femeie, ești maximum, mi-a luat 3 minute să mă abonez la tine, echipe rap. Mulțumesc foarte mult. Oradea e cam cel mai liniștit oraș din țară. Probabil că da, mi-a plăcut foarte mult la Oradea, foarte mult arhitectura, mi-a plăcut foarte mult ce s-a întâmplat în, nu știu dacă este centrul vechi sau cum se numește, unde e clădirea superbă cu o cupolă din sticlă. Era o zonă foarte spartă acolo, cred că era centru când am fost eu. Superbe clădirile, arhitectură, curățenie, oameni frumoși, mi-a plăcut foarte mult la Oradea. Cereale sau lapte prima dată? Bineînțeles că cereale. Așa. Care televiziune crezi că e cea mai bună? Am zis despre asta. Câți ani are tipa? Am zis. Din ce ai dat bacul? Din ce, la ce te referi? Că eu am făcut uman. Mi-a picat basmul, dacă nu mă înșel. Am făcut profil tehnic. Pardon, auzi, doamne, sunt foarte obosită. Nu cred că mai țin mult. Cât e ceasul? E și 27. Mai stau 3 minute, pentru că deja sunt de oră jumate în live-ul ăsta. Ce, doamne, iartă-mă să mai tot vorbesc. Mai stau și eu cu Adi, plus că sunt... Trebuie să mă duc și la fete și mi-este și somn, mi s-a făcut și foame. Deci aștept, nu știu cum o cheamă. Deci nu lucrez, am zis de Eurovision, asta sunt super mulțumesc. Îmi plac foarte mult subiectele pe care le abordez. Mulțumesc. Cea mai mare beție? Acum câțiva ani, nu știu să zic exact, când de ziua mea, când... Mi-am făcut ziua la un prieten, avea un bar în centru vechi. Și am făcut o colaborare cu el, mă rog, o înțelegere, ca de fiecare dată când vine un invitat să îi se ofere un șat sau o bere. Și de fiecare dată când venea cineva, păi hai, vrei un șat sau o bere, la mulți ani, Alina, nu știu ce, păi, dar nu vrei tu un șat cu mine? Și zic, băi, nu beau un șat cu tine, că aștept să vină 20 de oameni, n-am cum să stau să beau cu fiecare invitat. Și am făcut prostia de a bea primele, am băut vreo 4-5 șaturi și deja mi s-a tăiat filmul la un moment dat și vreau să vă spun că nu duc foarte mult la alcool, mai ales în ultimii ani, la perioada respectivă. Cred că eram în facultate sau te lase facultatea, nu știu, nu mai țin minte, dar știu că s-a întâmplat de mult. Și după 5 șaturi de ziua mea, m-am culcat pe canapea în barul respectiv și m-au învelit prietenii mei cu gecile și s-au distrat foarte tare de ziua mea, timp în care eu am dormit pe canapea în barul respectiv. Asta a fost cea mai haos beție pentru mine. Ce părere ai despre religie? Oh, nu vrei să știi, e un subiect foarte amplu. Despre rock am zis, ai citit seria Harry Potter. Am văzut toate filmele, dar am citit numai primele 3 sau 4. Pietra filozofală, ne-am uitat și Ordinea. Camera secretelor, Pietra filozofală, ce ordine era? The Goblet of Fire, ăsta era al patrulea, cred. Primele 4 cărți le-am citit, dar s-a întâmplat de mult, de mult, eram în generală. Așa, trofeul de aur. Bună, aluziva, e un canal absolut minunat. M-am uitat în continuu la storytime-urile tale. Mulțumesc tare mult.
Mamă, ce e cu bitrate-ul ăsta? Zici că e 480p. E nașpa netul la mine, n-am ce să fac. Hai cu căsuță poștală să putem face surprize. A, ce drăguț ar fi. Am mai zis cineva, chiar vreți să-mi fac căsuță poștală, să-mi trimiteți chestii? Doamne, cât de multe. Aș vrea să vă răspund tuturor, dar cred că trebuie să fac live două zile. Să nu mai plec, să mănânc aici cu voi, să dorm aici cu capul pe birou ca să vă pot răspunde tuturor. Ce cărți citești? Acum citesc ceva de la Haruki Murakami, Tsukuru Tazaki sau ceva de genul, nume de ăsta nebun, și Anii săi de pelerinaș, ceva de genul se numește cartea. Și am mai început una, am două. Una este în cameră la fete, în momentul în care sunt singură și le dau laptele. Și este tot Haruki Murakami, asta este Ascultă cum cântă vântul și Pinball 1973. Citit un pic din ea. Pe asta o am în bucătărie și pe aia cu Tazaki, Tsukuru, cum dracul cheamă pe ăla, v-am zis, este dincolo. Tot Haruki Murakami, că este printre preferații mei. Așa, am vorbit deja despre cărți, sunt o frumoasă, mulțumesc. Am vorbit despre limbaj. Fă un wishlist pe Amazon. Aș putea să fac. PayPal e mai simplu. Mor de ea, sunteți niște drăguți. Cum arăți fără ochelari? Nu văd nimic acum. Am privirea aia de hârciochior. Fără ochelari arăt. Puteți să vă uitați la clipurile mele din 2014, ca să descumară fără ochelari. Mi se pare că arăt foarte ciudat acum. Eu chiar nu văd bine. Acum și trebuie neapărat să-mi pun ochelarii. Așa că mă scuzați. Am făcut o demonstrație de cum arăt fără ochelari. P.O. Box ar fi interesant să-ți deschizi, să-ți trimitem diverse. Da, chiar o să fac chestia asta. Ce fel de filme preferi? Prefer filme psihologice, horror, crime, thriller, mystery. Voiam să zic că e pe ProTV acum România au talent. Ai fumat vreodată iarbă? Da. Mă simt binecuvântat să am ocazia să te văd live. Ce drăguț. Un twerk. Lasă-mă, mă. Cine în spate? Este Adi. Ce despre cărți am spus deja. Ai de gând să te reapuci de jurnalist? Nu cred. N-am văzut filmul Ramona. Ce părere despre jocuri și dependenți de PC, PS? Nașpa. Dependența e nașpa de orice fel. În rest, mie îmi plac jocurile pe PS, am PlayStation, am PS2 și PS4. La PS2 și am o grămadă de jocuri, am 10 de jocuri. Dar pe PS4 nu prea am, că sunt, doamne, mi s-a fundat nasul rău de tot. Nici nu mai pot să mai vorbesc cum trebuie. Ar trebui să închid live-ul ăsta. E nașpa. Ce să fac? Salvați-mă voi. Nu stau să suflu nasul. Hai că e penal acum. Stau să suflu muci în live. Ar fi fost un atare. Dar simt că nu mai pot să mai vorbesc și că începe să mi se blocheze respirația pe nas. Și nu mai pot. Sunt extrem de multe mesaje, oameni buni. Foarte multe mesaje. Și îmi pare foarte rău că nu am timp să le știu. Am dat scroll până jos. Doamne! Doamne, câte mesaje! Crezi în legea atracției universale? Da, cred. Cred în Dumnezeu. Să zicem. Fortnite, nu mă joc pe bune. E perfect normal să răspundă pe sărite, deoarece este suficient inteligent să răspundă la mesajele de bun simț. Mă, v-aș răspunde tuturor, dar sunt foarte multe. Deci am dat scroll enorm de mult. Ce părere despre Abi? Promovează prostia, promovează cocălăreala, promovează niște valori cu care nu mă empatizez, din păcate. Nu-mi place Abi, îmi pare rău. Să nu vă luați după el. Așa. Bun. Cum ți se pare chestia asta cu bacul grilă? Bă, nici nu știu ce să spun. Cumva la bacul grilă știi sau nu știi. Nu există, stați că abordez subiectul altfel, cu eu pe la stânga, pe la dreapta. Bacul grilă știi sau nu știi. Dar din punctul meu de vedere nu aș face. Nu aș face grilă. Știu că la americani e grilă. Dacă nu mă știu, toate examenele sunt grilă la ei, fără sinteze. Nu mai pot să mai vorbesc. Încep să nu mai pot să respir pe nas, deci mă paște o răceală nasoală și partea proastă e că am și copiii pe care n-am voie să-i îmbolnăvesc în nicio formă. Mai repetă o dată, te rog, cărțile tale favorite de la Haruki Murakami și aia cu Margareta, te rog, că nu le-am înțeles.
Darius. Maestru și Margareta, scrisă de Bulgakov, care e rus, și Haruki Murakami, cărțile Pădurea norvegiană și 1Q84. În loc de 1984, 1Q84. În rest, el mai are multe cărți mișto, de exemplu, În căutarea oii fantastice. E foarte tare cartea, cea mai știut de la el. Nu știu, acum mai citesc încă două, trei. Asta cum ascultă cum cântă vântul, Pinball și aia cu Tatsuki Tsatsoro, cu stracul cheamă, când ne reușesc să rețin toate numele din cărțile lui și anii zei de pelerinaj. Deci e foarte mișto Haruki. Da. Bun. Oameni buni, sunteți foarte drăguți. Ce părere ai despre Codrin Bradea? E un nebun, îmi place de el. Nu pot să zic că sunt în targetul lui, că nu-l urmăresc, dar de câte ori mai mi-apare prin recomandate, mă mai uit la el. Mi se pare super simpatic băiatul și foarte deștept și amuzant. Îmi place de el. O să încheiem apoteotic. Ce părere ai despre gay sau lesbiene? N-am nicio părere, să le dea Dumnezeu sănătate, să fie fericiți, să facă ce vor ei cu viața lor, cu corpul lor, să se iubească între ei, combinați de înloate câte capa, că nu este problema mea, ci fac alții acasă la ei. Cam asta e. Vă pup și vă mulțumesc. O să ies din live, o să dau aici end stream. Dacă v-a plăcut, o să mai facem. Văd că sunteți foarte mulți și aveți foarte multe întrebări pentru mine și cred că o să fac un Q&A sau ce să fac? Te iubesc, fă. Mulțumesc. Ce nebun sunteți. Mai fac live-uri. Mai fac live-uri, dar sunt foarte multe, foarte multe mesaje și nu am avut timp să le răspund tuturor întrebărilor. Da. Deci vă pup tare, noapte bună, aveți grijă de voi, mă duc și o să mănânc și cam atât. O să scot mâine vlogul cu Playboy-ul, o să fiu îmbrăcată exact la fel, pentru că după ce am filmat clipul am făcut live-ul. Deci mâine ne vedem pe YouTube cu clipul despre Playboy. Vă pup și aveți grijă de voi. Și îmi pare rău că nu v-am răspuns tuturor, dar facem cumva, să fie bine. Noapte bună!